2 Andrei Barbara Penche din Alba Iulia. Rezervă de artiștii Andrei Gorgorea din Sebeș. Observator din partea Asociației Județene de Fotbal, domnul Florian Brumaru. Bună ziua, dragi telespectatori al fotbalului, sunt Tudor Stan și alături de colegul meu Vasile Pop vă vom fi gazde la meciul din Liga a 4-a dintre CSO Cugir și CSO Ogna Mureș. În zi de sâmbătă, ora 17, CSO Cugir, ocupanta locului 3 în Liga a 4-a, va întâlni formația locului al 4-lea din aceeași ligă, ceea ce se anunță a fi un meci veritabil și un adevărat derby. Începem cu distribuțiile echipelor și îl las pe colegul meu Vasile Pop să vă spună cine joacă astăzi la echipa gazdă. Bună ziua și bun găsit din orașul de la Poalele Drăganei, de pe stadionul Rășănesc Cugir, unde e o atmosferă de sărbătoare câmpenească, dar înainte de toate să prezentăm echipele, după cum spunea și Tudor. Cugir începe în poartă cu Lân Crânjani și mai apoi cu jucători de câmp Tăban Andrei, Radu Ștefan, Goronea Liviu, Pop Fabian, Dan Adrian, Șuvaină Cosmin, Lupșan Marius, Goronea George, Itu Lucian Capitan și Șuteu Alin. Pe banca de rezervă se află Conțiu Paul pentru postul de portar și jucători de câmp Sârbu Alexandru, Deaconu Sorin, Neagu Marius, Isaac Radu, Miha Valentin, Mihu Valentin și Iovănescu Andrei. Te rog, Tudor, tu cu echipa oaspetă. Echipa oaspete prezintă astăzi următorul 11. În poartă cu Țiboc Enea, numărul 1, numărul 4, Voidăsigan Sergiu, numărul 5, Rațiu Viorel, numărul 3, Cimpoieș Vicențiu, numărul 16, Iuliu Lacău, numărul 8, Gabriel Cotoară, numărul 17, Mihai Codo, numărul 10, Ionus Periat, numărul 15, Romeo Arinar, numărul 2, Florin Cheznoiu și numărul 9, Iuliu Tască. Pe banca de rezerve la echipa oaspete se află cu numărul 14, Robert Sabo, cu numărul 18, Cioldi Silard, numărul 13, Alex Andrea și numărul 7, Nemeș Bogdan. Partida a început de aproximativ un minut. Echipa gazdă joacă în tricouri și șorturi albe. Oaspeții sunt echipați într-un albastru complet. Timpul este favorabil, aproximativ 17 grade la Cugir la această oră, deci un tip copice fotbalului. În tribunele stadionului sunt aproximativ 100 de spectatori dornici să-și încurajeze favoriții și să-i conducă spre o victorie care ar consemna o victorie, anume a patra victorie consecutivă, ceea ce cred că i-ar propune pe cugireni ca principală candidată sau dintre principalele candidate la promovare. De altfel, trebuie spus că orașul de la Poalele Drăganei are o binecunoscută tradiție în fotbal, să ne reamintim de Metalurgistul Cugir, care a evoluat an de rând în a doua ligă a țării cu rezultate notabile, dar care astăzi întâlnește o formație puternică, o formație care la rândul, să nu uităm că la Ogna Mureș s-a născut și a jucat, s-a lansat pe fotbalul de performanță Ovidiu Maier. Ogna Mureș, o echipă care an de rândul, un oraș care an de rândul a dat fotbaliști de valoare și a găzduit meciuri de real spectacol. Începutul este unul timid, unul de tatonare, se joacă la mijlocul terenului. La minge s-au aflat jucătorii oaspeți care au ținut o lovitură liberă de la mijlocul terenului. Tudor, ce părere ai de debutul acestei partide? Este sper să fie un meci frumos, deoarece ambele echipe, ați văzut, au și destul de multe goluri marcate și puține goluri primite. Cugirenii au avut o partidă foarte grea în acest sezon, au primit acasă pe echipa de pe locul 3 a sezonului trecut, să-i anunțăm pe telespectatori că CSO-ul a terminat pe locul 2 sezonul trecut, a fost la un pas de promovare în spatele Europei Alba Iulia și au întâlnit echipa de pe locul 3 anul trecut, performanța Ighiu, după cum bine cunoașteți. Acel meci a fost
cum spuneau și ceilalți reprezentanți din presa locală, a fost un meci peste nivelul Ligii a 4-a, un incredibil 3-2 pentru gazde după ce a fost 2-0 pentru oaspeți. Deci cugirenii au produs o surpriză mare în acest sezon, au întors acel rezultat. Este un meci bun până acum, Vasile, și sperăm să fie în continuare și să avem și goluri și faze la poartă și să fie un meci fair play până la urma urmei. Debut fiind, să ne grăbim, e greu de spus dacă e un meci bun sau să ne așteptăm la un meci bun, pentru că e unul dintre derbiurile acestei etape. Etapă care a început astăzi cu meciul de la Cugir și de la aceeași oră se dispută la Aiud partea dintre Metalul Aiud și Arena Alba Iulia. Mâine, de la ora 11.30, se vor disputa partidele Viitorul Sântimbu, Sportul Sebeș, Performanța Alba Iulia, Dalia Daia Română, Energia Sășcior Inter Ciugud și Rapid CFR Teiuș, FC Cugir. Ca tot mâine, de la ora 17, însă să se joace meciul Arieșu Apuseni cu Roma Brud, de precizat că Olimpia Iud stă. Iată acum încearcă un atac destul de periculos pe dreapta cu Giru, dar s-a flerat fault în atac și jucătorul echipei oaspete se resimte. Să consemnăm și prima ocazie pentru CSU cu Giru, a fost un șut la poarta apărată de Țiboc Enea în momentul când tu citeai acele echipe, însă acesta a reușit să rețină balonul fără niciun fel de problemă, așa este. Ai niște date statistice să... Așa este. În prima etapă, CSU Cugir a întâlnit pe teren propriu Dalia Sport Daia Română, câștigând acel meci cu 2-1. Marcatorii a fost capitanul Lucian Itu și Diaconu, care îl văd doar pe banca de rezerve astăzi. În a doua etapă este 1-0, într-adevăr. Pe dreapta numărul 6, a centrat de pe dreapta excelent, numărul 16, Teban Andrei, și-a reluat în poartă, să vedem cine a fost autorul golului. A fost o preluare dintr-o bucată, un voleu cu latul, dacă se poate spune așa, la colțul din dreapta portarului oaspete, care a rămas stană de piatră, nu mai a avut ce face. O să vă spunem peste câteva secunde și autorul golului, dar e vorba de Șuvaină, Cosmin Șuvaină. Deci din minutul 5 al partidei, gazdele conduc cu 1-0 prin golul marcat de Șuvaină. Revin la ceea ce spuneam. În a doua etapă, Cugirul a întâlnit în deplasare Zlana. De fapt, nu a întâlnit pentru că meciul nu s-a disputat, cei de la Zlana fiind excluși din campionat în urma asocierii cu cei de la FC Maramureș Baia Mare. În a treia etapă a fost acel meci de infart pe stadionul CSO-ului, acel 3-2, după ce Ighiul a condus cu 2-0. În acel meci, Itu a marcat chiar de ziua sa, a marcat o dublă de ziua sa în minutul 75 și 81, Goronea stabilind și el un gol. În ultima etapă jucată până acum, Cugirul a învins cu 3-1 formația din Aiud în deplasare. Marcatori Șuteu cu o dublă și Goronea scriindu și el numele pe tabelă. Ognamureșul cu doar 8 puncte, spun, dar sunt destul de multe în primele 4 etape. Iată prima fază și la poarta celor de la CSO. Au respins apărătorii. Marius Lupșan respinge acest balon. Un doilea erean câștigat de cei de la Ognamureș. Preluare bună acum. Cum spunea și tu, Vasile, este un început bun de partidă. Iată un prim șut la poarta celor de la CSO. Jucătorul cu numărul 15, Arinar Romeo. Cum spuneam, CSO Ognamureș, două egaluri, două remize albe în primele etape, 0-0 cu Rapid CFR Teiuș și cu Arieșul Apuseni Baia de Arieș, urmând apoi o victorie cu 3-1 pe terenul celor de la Energia Sășciori. Toca și-a înscris în proprie poartă, Rațiu a marcat din penalti și Popa în minutul 71.
urmând ca Ogna Mureșul să întâlnească pe teren propriu în ultima etapă până la momentul disputării acestui joc, Viitorul Sântimbru învingând cu scorul de 3-0. Așadar, dragi telespectatori, minutul aproximativ 10, minutul 7, cum spune colegul meu Vasile Pop, 1-0 pentru CSO Cugir, gol marcat de Șivaina Cosmin. Mai facem rectificarea cuvenită, golul a fost înscris de George Goronea, care a reluat, am zice noi, imparabil, o centrare de pe dreapta excelentă în dreapta portarului de la Ogna Mureș. Gazdele s-au instalat în jumătatea de teren adversă, combină, stăpânesc jocul, golul le-a dat curaj și le oferă siguranța celui care se află în față, celui care conduce și care se apropie de victorie. E sigur prea timpuriu să spunem de acum că echipa gazdă ar putea fi chiar și câștigătoare, dar oricum un 1-0 din minutul 5 înseamnă foarte mult și pe de altă parte toarnă puțin plumb în ghetele adversarilor. Să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată e out de pe partea dreaptă în direcția de atac a cugirenilor. Balonul se află la numărul 10, Dan Adrian, care a încercat o centrare, dar nimeni acolo resping oaspeții. Un alt până la mijlocul terenului, dar de acolo un jucător gazdă trimite în aut. Mingea a mers departe, s-a pierdut, poate cine o găsește e și norocos. Meciul de acest gen, dar și mai din Liga a 5-a, mi-aduc aminte de o partidă în care mingea s-a pierdut undeva în lanul de cucuruz și a fost luată de un băiat de vesel și bucuros din satul respectiv. N-are rost să mai dăm de unde și cum. Și a avut un cadou deosebit. Revenind la meciul de astăzi, balon se joacă la mijlocul terenului, înalt, cu baloane înălțate. Se joacă destul de dezorganizat. Mingea se plimbă de la un adversar la celălalt. Acum ajunge în brațele portarului echipei din Ogna Mureș, care își repune echipa în posesie pentru un eventual atac. Pasă lungă în adâncime, dar la nimeni. Cugirenii revin la balon, pierd și ei, dar se fluieră fault la mijlocul terenului. Un aspect foarte important de reținut este că CS Ogna Mureș este foarte aproape să-și piardă propriul gazon, deoarece Casa de Insolvență Transilvania a scos la licitație complexul sportiv din Ogna Mureș, care este compus din teren, tribună, casele de bilete, pentru o sumă de numai puțin de 119.000, peste 119.000 de euro. Așadar, CS Ogna Mureș, descendenta echipei CS Ogna Mureș, este foarte aproape să... Cine știe, Vasile, probabil vor fi ceva case, blocuri, va fi industrializat acel stadion. Iată un șut la poarta lui Țimpea, Țiboc! A respins în corner. Țiboc a respins de la Ogna Mureș, portarul Țiboc a avut un reflex excelent și a scos un gol ca și făcut de la rădăcina bării drepte, lovitură de colț, așadar de partea stângă în direcția de atac a gazdelor. Execută Itu Lucian, capitanul echipei. Aglomerație în care oaspeților, minge înaltă, pe poartă, periculoasă, a fost un cânglic, dar mingea a trecut pe lângă poartă de cealaltă parte. Va repune Țiboc, care a avut mult de furcă în aceste prime minute de joc. Iată, ne aflăm în minutul 11 al partidei și gazdele conduc cu 1-0 prin golul marcat de George Goronea în minutul 5. Atmosferă plăcută aici pe în orașul de la Poalele Drăganei, e soare, e plăcut, e o toamnă plăcută, un timp frumos, frigul de ieri a trecut și e o toamnă veritabilă. Aici, ca și peste tot, se așteaptă ploaia, pentru că ploaia anul acesta ne-a văduvit de picuri, de agricultura a avut mult de suferit. Pe de altă parte, de la agricultură ne vin și nouă bucatele și sigur că în cazul ei acolo în iarnă, când toate se vor scumpi. Și că aduc vorba de asta pentru că Tudor spunea de probleme financiare pe care le are echipa oaspetă, dar să vedem un atac periculos, anunță periculos pe partea dreaptă, pasă la 25 metri, șut slab și portarul nu are probleme, prinde în doi timp. După cum spuneam,
echipa din Orla Mureș are probleme financiare. E o, din păcate, pentru fotbalul românesc o obișnuință ca fotbalul să sufere din pricina lipsei de finanțări și de finanțatori, așa cum și Unirea Alba Iunia are probleme și cu multe alte echipe, chiar din primul eșalon fotbalistic al țării, resimt acest lucru care, din păcate, cum spuneam, a devenit o obișnuință. Dar, cu toate acestea, să ne aducem aminte că de curând două echipe mari din primul nostru eșalon fotbalistic ne-au făcut surprize nemaipomenite. E vorba de CFR Cluj, care a învins în deplasare în Liga Campionilor la puternica echipă portugheză Braga cu un scorul de 2-0. Excelent au jucat băieții noștri, Bastos a înscris ambele goluri, dar eu zic că jucătorul meciului a fost portarul echipei clujene, care a scos câteva mingi extraordinar de grele. De altfel, trebuie să spun că, în opinia mea, clujenii au avut și mult noroc, dar norocul de multe ori ține cu cei buni și au reușit în cele din urmă să învingă cu 2-0 în fața unei echipe care, zic eu, o să pună mari probleme atât lui Manchester United și echipa turcească oare Galatasaray. De asemenea, să remarcăm rezultatul excelent al steliștilor. Tudor lângă mine e un stelist înfocat, care au reușit un egal 2-2 într-o partidă spectaculoasă cu puternica formație germană Stuttgart. Elevii lui Rege au reușit să arate că știu fotbal și pot să facă lucruri nemaipomenite. De altfel, până la urmă, trebuie să recunoaștem că suntem sau nu steliști. Steaua mereu a fost acolo în vârf și a adus puncte importante României, la fel cum a făcut-o și Clujul. Să sperăm că nu a fost un foc de paie, aceste două rezultate deosebite nu reprezintă doar un foc de paie și că clujenii, ardelenii noștri vor putea, așa cum speră, să se califice în optimile Ligii Campionilor, iar Steaua, sigur, să o vedem în primăvara fotbalistică, în Europa League, o competiție care an de an crește în valoare și în câștiguri financiare. Iată un atac periculos al gazdelor, dar acolo reușesc să respingă pentru un moment Orna Mureșenii, pierd însă balonul, incursiune în care eu tripping pe stânga, dar pierde balonul atacantul gazdelor și mingea revine la oaspeți. Cum spunea Vasile, Steaua a reușit și ea un egal în Germania și aș vrea să remarc că fotbalul pe care Steaua l-a prestat, nu numai Steaua, ci și CFR Cluj, fotbalul pe care ambele echipe le-au prestat în cupele europene. Spun că Steaua a avut un avantaj avându-l pe Bacă pe Regenkampf, un bun cunoscător al fotbalului din Germania. Dar să ne rezumăm la Liga a 4-a, deoarece astăzi suntem prezenți pe stadionul CSO-ului și vedeam un fotbal, zic eu, destul de bun. Sperăm ca să aducem telespectatorilor prin fazele noastre și goluri cât mai mult, așa este. Nu am remarcat deocamdată prezența primarului din Cugir în tribune, însă este bine cunoscut faptul că domnul Teban a fost la fiecare meci de acasă și, din câte știu eu, a fost și în deplasare, însoțește echipa. Este un lucru bun, după părerea mea. Ar fi frumos să-l vedem și pe domnul primar al municipiului Alba, mergând cu echipa care joacă totuși într-un Alba Iulia, așa este, care se meargă în deplasări cu FC Unirea Alba Iulia. Sigur, important e mai degrabă să se readucă la normal lucrurile în ceea ce privește FC Unirea și problemele care au apărut acolo, că merge primarul sau nu merge în deplasări, dânsul are probabil multe alte probleme mai importante. Important e să vină și din când în când în tribună la meciurile de pe teren propriu. La poarta celor de la CS Ogna Mureș, care sunt năvăliți de ocaziile celor de la Cugir, a șutat jucătorul cu numărul 19, care este vorba despre Pop Fabian. Portarul Țiboc va repune mingea în joc și să nu-ți uiți ideea, eu îți mânez din nou microfonul. E minutul 16 la Cugir, scorul în continuare 1-0 și, după cum spuneam, revenind la subiect, e bine că primarii se implică și participă chiar ca spectator la partidele echipelor care reprezintă orașele sau municipiile și de aici sigur că
urmează și e fine să fie așa și o implicare financiară. Aici la Cugic se vede treaba că merge lucru bine, sigur, e una Liga a 4, alta e Liga a 2, implicația financiară e mult mai mică, dar important e că la sfârșit de săptămână locuitorii orașului să se poată relaxa vizionând un meci de calitate, în măsura în care jucătorii își pot permite acest lux de a oferi fotbal de calitate și, în ultima instanță, de a se relaxa ca la un spectacol. Minutul 17, jucătorii de la Orna Mureș obțin o lovitură liberă de pe partea dreaptă în direcția lor de atac, de la aproximativ 40 de metri lateral dreapta. Se duce acolo să execute Pereat. Va fi probabil o centrare înaltă în care, acolo unde 6-5 jucători din Orna Mureș așteaptă mingea. Centrare bună, dar respinge foarte bună. Foarte bine, excelent a respins cu capul din mijlocul careului numărul 4, Radu Ștefan. Radu Ștefan, un nume cunoscut, e tizul unui fotbalist de certă valoare din prima ligă fotbalistică, sau a fost, mai joacă, e, unde e acum? La Lazio, în Italia. De la Dinamo, mi se pare, nu? Că a plecat, da, bun. Aut acum pentru jucătorii de la Orna Mureș, se caută mingea care... Pe partea cealaltă a stadionului se pierde pe după gard și pe după o tribună, o tentativă de tribună. În atac Orna Mureșu, centrare destul de bună, pericol pe partea stângă, dar o pasă greșită și mingea revine însă la jucătorii de la Orna Mureș. Vorba de Cotoară, Gabriel, nume iarăși de, erau doi fotbaliști Cotoară pe vremuri la Inter Sibiu, când juca Inter Sibiu în prima ligă. Fault însă în atac și va fi lovitură liberă pentru gazde. Portarul Lâncrejan se pregătește, se execute, va fi o degajare lungă. Am intrat, iată, în minutul 14 al primei reprize și în continuare scorul este de 1-0. Am greșit în minutul 14, minutul 19, minutul 20. Cronometrul nostru ne face feste. Îi predau microfonul lui Tudor să comenteze un pic și să își spună părerea despre Cugir, orașul în care a pășit pentru prima oară astăzi, dar n-a luat o piatră în gură. Așa este, este pentru prima dată pentru mine când... ajung în acest oraș, un oraș industrial, am citit foarte multe despre orașul Cugir și despre industria acestuia, însă vreau să remarc, Vasile, că echipa gazdă de astăzi a avut un ghinion teribil în ultimele două sezoane, clasându-se în fiecare an, cum ți-am spus, în ultimele două sezoane, pe locul al doilea, aceștia nereușind promovarea, care totuși va fi atacată anul acesta. Văd o echipă foarte bine construită, o echipă care joacă fotbal, după cum bine știm, și fotbalul Ligii a 4-a, nivelul fotbalului din Liga a 4-a se ridică foarte mult de la an la an. Eu zic că de vină este și Asociația Județeană de Fotbal, care alocă an de-a rândul un buget destul de important. De vină cu ghilimele, bineînțeles, este înțelegător faptul. Așa este. O minge respinsă în aut, repun mingea în joc cei de la Cugir, care, să reamintim, că ei sunt antrenați de către Emil Țâmpia. Un faul dur la mijlocul terenului. Așa este, aproape de poarta celor de la Cugir. Până acum nu au fost probleme privind arbitrajul, nici nu au fost probleme pe teren. Vor repune mingea în joc prin același decar, cei de la Orna Mureș, Pereat, Ionuț. Am auzit de foarte multe ori acest nume, Pereat, la echipa din Orna Mureș, care după acest sezon, aceștia reușind promovarea din Liga 5, au adus foarte mulți jucători de la Viitorul Unirea, echipă care a refuzat să mai joace în Liga 4, deși avea un loc. Aceștia retrogradând, anul trecut, să vedem faza. Șut bun deviat, însă respingă cei de la Cugir. Un fault și cugirenii se grăbesc să repună mingea în joc.
E minutul 22 și Cugigu pregătește un nou atac după ce a scăpat cu fața curată dintr-o fază destul de periculoasă. Recuperează Orna Mureșu, care iată pornește pe un contraatac periculos, dar Hens acolo nu cred că a fost intenționat, dar iată se acordă cartonaj galben jucătorului cu numărul 4, Radu Ștefan. Nu cred că era cazul, dar rog, arbitru e suveran în teren. Cartonaș galben acordat în minutul 23 lui Radu Ștefan. Lovitură liberă de la aproximativ 40 de metri din zonă centrală, distanță mare de poartă, execută Pereat, șutează puternic, dar defectos. Domnul Pereat cred că e destul de în vârstă, are și un pic de chelie. De la 40 de metri să încerci să dai gol e mai greu de la anumită vârstă. Apropo, trebuie să spunem că astăzi Șuteu Alin de la Cugir, de la CSU Cugir, împlinește 31 de ani și cu această ocazie urăm la mulți ani și sănătate să poată să joace fotbal până la 40. În Liga 4 se poate fără probleme după. E dacă știi un pic cu mingea și nu te părăsește condiția fizică, e foarte, adică nu lezne, dar se poate juca acceptabil. Iată din nou lovitură liberă pentru Orna Mureșeni, de data asta centrală și mai aproape de poartă, de la aproximativ 35 de metri central, același Pereat își pregătește balonul, cu siguranță că mingea va ajunge la poartă de această dată, glumesc, e un jucător bun, numărul 10 ca să porți, înseamnă că trebuie să fii un jucător tehnic, un coordonator de joc, un om care știe fotbal. Pereat se pregătește să execute această periculoasă lovitură, zid din trei fotbaliști, mingea ricoșează din zid și ajunge în brațele portarului echipei gazdă, o fază ce se anunța periculoasă, dar în care s-a stins repede și cugirenii încearcă să creeze un nou atac. Se pare că golul din minutul 5 i-a liniștit, iată-i acum pe partea stângă, o fază ce se poate fi periculoasă, centrare însă prea puternică și nu ajunge nimeni la întâlnirea cu mingea. Cum spuneam, echipa gazdă, văzându-se cu un gol înscris încă din debutul partidei, temperează meciul, joacă lejer, preferă să aștepte în propriul teren adversarul, care sigur e nevoit să fugă, să umble după gol, dar deocamdată nu a reușit să pună în real pericol poarta echipei gazdă. Eu aș remarca și formația din Orna Mureș, care are un singur gol primit după aceste prime trei etape. O defensivă puternică, zic eu. Repun mingea în joc prin portarul celor de la Orna Mureș. Însă mingea este respinsă și este out în favoarea gazdelor. Lupșan s-a aflat la balon. Repune mingea în teren jucătorul cu numărul 16, Andrei Teban. Aruncă lung pentru capitanul Lucian Itu, care deviază foarte frumos mingea pentru jucătorul cu numărul 19, Pop Fabian. Și același Fabian își prelungește balonul și cu puțin noroc Țiboc reușește să prindă mingea. Sunt foarte curajoși jucătorii echipei gazdă. Eu zic că vom mai avea goluri înscrise în acest meci, deoarece ambele echipe au marcat de foarte multe ori în startul sezonului din Liga 4. Înseamnă că au ofensive bune, ofensive care fructifică. Acum că ai spus că sunt curajoși gazdele, sunt curajoase, păi ar fi culmea să nu fie pe terenul propriu curajoase. Dar se vede treaba că, și asta e un lucru certificat, Cugirul pierde greu acasă, Cugirul e o echipă grea pentru orice adversar care vine aici. În orașul de la Poalele Drăgane, un șut slab, același jucător Pereat, șutează pe jos, pe lângă poartă, slab, de la aproximativ 30 de metri. Este, nu e și capitanul echipei, Pereat? Cred că da. E omul care coordonează toate încercările echipei oaspete de a ataca buturile adverse. E cel care mereu execută lovituri libere, dar până acum a arătat că nu se află într-o zi fastă, cel puțin deocamdată. Degajare înaltă la mijlocul terenului, cu girenii sunt la balon, numărul 8.
la balon Nitu Lucian. Nitu Lucian pasează pe stânga, fază periculoasă, dar este deposedat acolo Goronea și mingea revine însă la Cugireni. Fault la aproximativ 35 de metri central de poarta echipei din Orna Mureș. A fost faultat acolo Itu Lucian, capitanul echipei, și va fi o lovitură care va fi probabil rezultată direct pe poartă. Chiar dacă distanța e destul de mare, un șut sănătos te-ar putea pune probleme portarului Țiboc. Să vedem așadar, este minutul 27-28 chiar. Șut bun, dar peste poarta transversală, peste bara transversală a echipei din Orna Mureș. Se pare că cei însărcinați cu banderola de capitan ai ambelor echipe în acest meci sunt și cei responsabili cu loviturile libere, cu fazele fixe. Însă este doar decizia antrenorului, care își cunoaște foarte bine jucătorii și îi propune pentru a executa astfel de lovituri. Una peste cealaltă, ognamureșenii revin în joc și încearcă un atac pe partea dreaptă, însă cugirenii sunt precauți și au respins balonul, dar iată că dezvoltă, însă același Perea Ionuț a pierdut balonul, care este respins acum de către fundașii echipei CSO Cugir. Ogna Mureșul, cum spuneam mai devreme, vine din Liga 5, a reușit să câștige Liga 5 și este un lucru surprinzător. Clasarea lor până în acest moment este pe un loc 4. Sunt echipe care au stat an de-a rândul în Liga 4 și nu au reușit până acum această clasare. Au pornit foarte bine în primele 3 etape, primele 4 etape, cum spuneam, au două victorii și două egaluri, două remize albe. Însă meciul de astăzi se anunța a fi un derby, se anunța înainte a fi un derby. Sperăm ca și Ogna Mureșul să înscrie și să incite publicul, să îi împingă de la spate pe jucătorii celor de la CSO Cugir. Acum publicul e ca la picnic, atmosferă plăcută, lejeră, probabil și pentru faptul că favoriții au deschis scorul rapid, ceea ce le permite să mănânce semințe în liniște, să mai facă o glumă, să mai își piște prietena de braț. Iată acum din nou cu Geri în atac, la 25 de metri de poartă, perpendicular, pasă pe stânga, va fi o centrare, dar respinge în corner numărul 5, Rațiu Viorel. Lovitură de colț așadar pentru gazde, minutul 30 al partidei, în continuare scorul 1-0 pentru CS Cugir în partida pe care o joacă astăzi cu CS Orna Mureș. Lovitura de colț o execută ca de obicei numărul 8 de la capitanul echipei Itu Lucian, execută cu piciorul drept de partea stângă, ceea ce înseamnă că mingea va veni spre poartă, dar periculos și nouă lovitură de colț, a fost o centrare la semi-înălțime, dar a respins de la bară un fundaș al echipei oaspete. Din nou corner, așadar același Itu așteaptă balonul pentru a executa o nouă lovitură de colț. Jucătorii sunt masați în careul echipei din Orna Mureș, doar un pâlc de 5 fotbaliști așteaptă la mijlocul terenului o eventuală întâlnire cu mingea. Din nou centrare în periculoasă, boxează portarul în față și faza se răcește, Orna Mureșenii degajează lung, însă acolo recuperează fundașul echipei cugirene Dan Adrian, nu-i prea cunoaștem, ne scuzați că ne mai uităm pe hârtii, pe liste, la pauză, ne mai face și o schemă să vedem după cum joacă. Așadar, nou cugirenii la balon, este minutul 31, pasă lungă, dar resping foarte bine Orna Mureșenii, care încearcă un contraatac, sau mai bine zis un atac elaborat, pasă defectoasă, însă Periat mi se pare într-o zi slabă, nu depășit, dar nu a făcut mai nimic. Toate pasele lui de până acum, el care probabil că se așteaptă cel mai mult, a jucat rău, nu a prins până acum un joc bun și faptul că
acesta, care este capitanul echipei, nu e în cea mai bună zi a lui, se simte și în evoluția cu echipierului, a echipei în ansamblu. Să spunem că înaintea fiecărui duel din Liga a 4-a, echipele de juniori ale acestor echipe se întâlnesc pe terenul celor care găzduiesc meciul și în partida de astăzi, juniorii celor de la CSU Cugir au învins pe juvenilii celor de la Ogna Mureș cu scorul de 2-0. Din nou, Ogna Mureșul se află în atac, iată o deviere foarte frumoasă cu călcâiul al atacantului Ogna Mureșan, se avântă în atac, însă cei de la Cugir reușesc să îndepărteze balonul de aproape poarta adversă. Iată un contraatac construit, Lupșan pasează pentru jucătorul cu numărul 16, dacă nu mă înșel, și este o ratare imensă. Jucătorul cu numărul 17, Goronea George. Da, cum spunea și Vasile Pop, este autorul golului, singurului gol înscris până acum pe tabelă. A fost o ocazie imensă, Goronea a ratat din 6 metri cu latul, a trimis balonul mult peste poarta lui Țiboc. A fost un contraatac, mingea a mers șnur de pe centru, o pasă în diagonală pe stânga de unde a venit centrarea la firul ierbii, însă Goronea George s-a pripit, probabil că și mingea a sărit dintr-o denivelare și preluarea sa cu latul a mers mult peste bara transversală a porții lui Țiboc. Minutul 34 aici la Cugir, scor în continuare 1-0 pentru echipa gazdă în meciul pe care îl dispută astăzi cu CSU Ogna Mureș. Out acum pentru Ogna Mureșeni care sunt în terenul echipei gazdă, dar pierd balonul, cugirenii recuperează, degajează de acolo, recuperează oaspeții, încearcă o tentativă de atac, pase în doi, dar pierd balonul și cugirenii pleacă pe un contraatac care poate fi foarte periculos, scapă pe stânga un atacant, excelentă pasă, șut, dar pe centru și portarul reține în doi timp. Din nou o fază foarte periculoasă, cugirenii se arată aproape letal de fiecare dată când pornesc pe contraatac, dar au scăpat oaspeții cu fața curată și de această dată. Până în acest minut nu mă surprinde faptul că acest Titu Lucian poartă banderola de capitan al echipei din Cugir, deoarece a fost inițiatorul acelor mai multe atacuri ale formației gazdă. El a pasat și acum pentru jucătorul cu numărul 19, Pop Fabian, însă acesta s-a pripit puțin în fața porții și nu a reușit să-l învingă pe portarul Țiboc Enea. Ogna Mureșenii se află acum în atac, vor repune balonul de la marginea terenului cu gândul de a înscrie, de a aduce scorul la egalitate pe tabelă, însă nu este o lovitură liberă, același pereat Ionuț se pregătește să execute. 6 jucători a echipei oaspete în careu execută pereat, o centrare bună de această dată, însă respinge jucătorul cu numărul 4, cel care a văzut și cartonașul galben, Radu Ștefan, și ei se inițiază un contraatac. Titu Lucian, să vedem dacă va reuși să preia acest balon. Da, ține de balon, pasează pentru jucătorul cu numărul 19, Pop Fabian, șutează, resping, offside, este offside. Nici din această situație nu au reușit să înscrie jucătorii din Cugir, însă tușerul a semnalizat o poziție de offside. Mi se pare, poate greșesc, că gazdele se cam joacă cu ocaziile. A fost o fază foarte bună, a fost o deschidere de adâncime către capitanul echipei, care a reușit să prea balonul, a șutat, dar mingea a deviat dintr-un alt colegul său, Pop Fabian, care însă s-a jucat cu mingea în locul unui șut sănătos, a încercat o pasă și colegul său de echipă a fost prins în offside. Să precizăm că, iată, în minutul 36 al partidei e pe cale să se efectueze prima schimbare în tabăra gazdelor. Numărul 7, Neagu Marius, se pregătește să intre în teren, să vedem pe cine va schimba. E vorba de Marius Lupșan, se pare, care părăsește terenul probabil din cauza unei accidentări. Este aplaudat de spectatori și a făcut datoria, dar probabil că o ușoară accidentare a făcut ca el să fie schimbat în acest minut 37, iată acum.
Balonul se află în aceste momente la gazde care pasează în propria jumătate de teren, încercând să găsească culoare în terenul advers. Iasă și reușesc pe partea stângă, dar e foarte bine depozitat acolo un atacant cu Cugirean și mingea ajunge la mijlocul terenului, unde cugirenii încearcă să încheie un nou atac, dar e un jucător căzut la mijlocul terenului de la Orna Mureș și arbitru Fluier întrerupe jocul pentru a se putea acorda îngrijiri medicale jucătorului de la Orna Mureș. Suntem în minutul 38, în continuare 1-0 pentru echipa gazdă, care pe total, pe ansamblu, a fost până acum cel puțin cu o clasă peste adversarii săi de astăzi, care au încercat, s-au străduit, dar forma slabă pe care o traversează astăzi Pereat, creierul echipei, s-a văzut clar și în prestația jucătorilor din Orna Mureș, iar în paralel, în contradictoriu, în oglindă, cum s-ar spune, echipa gazdă a jucat mult mai laborios, a creat mai sănătos, mai lucid, mai clar, a înscris și repede și mai apoi a așteptat echipa oaspete în propriul careu pentru a declanșa imediat ce și-a permis contraatacuri tăioase, foarte periculoase, și dacă atacanții cugireni nu s-ar fi jucat cu ocaziile, putea fi foarte bine acum 3-0 și 1-0. Deocamdată însă partida e la discreția cugirenilor, care iată și acum încearcă să creeze un atac. Iată o pasă în adâncime pe centru, chiar o bâlbă a fundașilor de la Orna Mureș, dar reușesc până la urmă să rezolve problema și aut în favoarea cugirenilor. Am văzut un tehnic foarte bun și până la urmă corect aplicat de un jucător al Cugirului. Iată un șut de la distanță, însă reține portarul celor de la Orna Mureș. Șut timid, să spunem. Până în aceste momente este minutul 40, dacă nu mă înșel, cum spunea și colegul meu Vasile Pop, cugirenii conduc 1-0, au avut ocazii clare de gol, însă nu au reușit să împingă mingea în poarta apărată de portarul Enea Țiboc. Orna Mureșenii se află din nou la balon, încearcă un atac pe partea stângă de această dată. Mingea revine la Pereat, care a pierdut foarte multe baloane. Iată-i pe cei de la Cugir, care au recuperat balonul, însă a fost o pasă greșită, însă cele din urmă au recuperat balonul cei de la Cugir. Să amintim pentru telespectatorii noștri că formațiile din Liga 4 și din respectiv din Liga 3, unde avem pe Europa Alba Iulia, sunt obligate să folosească cel puțin 3 juniori la fiecare meci. O talpă pusă de... a fost de la capitan la capitan, dacă putem să-i spunem așa, pusă de Pereat Ionuț pe piciorul lui Itu. Au încercat să repună rapid mingea în joc. Cugirenii însă, cavalerul de astăzi al fluierului, nu le-a permis acest lucru. Minutul 40 și în continuare scorul, după cum spunea și Tudor, 1-0 în favoarea gazdelor, care execută lovitură liberă la mijlocul terenului, o pasă pe stânga, calcă pe minge un pic acolo, un mijlocaș cugirean se joacă cu mingea, o întoarce înapoi la defensivă, la propria defensivă, o pasă laterală de 30 de metri dintr-o parte în cealaltă a terenului. Cugirenii așteaptă pauza sau s-o simt că se apropie și, dar e un fel de așa dormi adversarul acest stil de joc cu pase laterale care nu par a fi periculoase, ca dintr-o dată să se verticalizeze jocul și să se creeze derută în tabăra adversă. Iată acum o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri frontal pe poarta lui Țiboc. O fază ce se anunță periculoasă, o lovitură liberă care ar putea crea probleme goalkeeperului din Orna Mureș. Va executa, se pare, numărul 7, dacă nu mă înșel, sau 17, cred că și Goronea George, e vorba, sau a fi acolo cu numărul 10, cu Dan Adrian, o schemă. Mai e lângă și Itu, nu? Se pare numărul 8. Deci o schemă în 3, să vedem ce va urma. Dan Adrian contestă, șut al lui Itu peste poartă.
schema a ieșit, dar șutul n-a fost strălucit, așadar minutul 42 și în continuare scorul este 1-0 pentru gazde, prin golul marcat minutul 5 de George Goronia, cel care vârful echipei gazde, cel care a mai avut o imensă ocazie pe care însă a risipit-o cu lejeritate. Cu golul înscris astăzi, Goronia ajunge la cota 3 în clansament. El mai avut două reușite de-a lungul acestor etape. De altfel și Șuteu mai are două goluri din echipa Cugirului, golgheter fiind capitanul gazdelor Lucian Nitu, care este și antrenorul secund al echipei, deci îl ajută pe Emil Țâmpia în pregătirea pe care o desfășoară. Au repus mingea în joc cu girenii, însă balonul a fost recuperat, revin din nou cu girenii, o minge parcă preluată puțin cu mâna de Pop Fabian, care întoarce pentru Goronia. Goronia încearcă un șut, însă este doar de 3 puncte. A început un list interior, dar chestiile astea se mai fac primirea campionilor. El nu i-a ieșit și mingea a mers departe, de poartă către poalele Drăganei. Iată, suntem în minutul 43, scorul rămâne același, cel stabilit, minutul 5 de Goronia, același Goronia care a ajutat defectos acum, 1-0 FC Cugir, adică FC CSU Cugir, CSU Cugir cu CSU Namureș, club sportiv, nu? Orășenesc, în traducere. Degajare înaltă, până la mijlocul terenului, resping Cugirenii acolo, a fost Dan Adrian, a respins cu capul, Cugirenii la balon, minge la Pop Fabian, pasează pe stânga, extrema stânga, acolo încearcă o centrare, dar respinge numărul 4 de la Văidă Sigan, a respins acolo, mingea reveni la Cugireni. Centrare acum, dar apărarea din Orna Mureș se descurcă bine de data aceasta și iată fault la mijlocul terenului, obține numărul 7 de la Orna Mureș și este vorba de numărul 17, Codo Mihai. Se încearcă un atac pe partea stângă, timid. Băieții din Orna Mureș par a fi obosiți un pic și împăcați cu gândul că la pauză vor merge la cabine cu 0-1. Însă poate că trag nădejde că în repriza a doua să refacă din handicapul acesta, să reușească eventuale egalare, ceea ce însă e greu de crezut după cum au jucat. Iată din nou cu Gireni în fața porții adverse. Păcat că o minge în spate, a fost trimisă în spate și faza s-a stins. Tăban Andrei a fost la balon, pasează la Dan Adrian, pierd balonul însă ușor, din nou Tăban recuperează, se încearcă pe partea stângă, un atac, Goronia, Liviu a fost acolo, pasă în dreapta, excelentă la Itu, nu reușește centrarea pentru că acolo se află un fundaș care respinge și acum degajare, se poate isca un contraatac periculos, dar iată fault, s-a fluierat fault, extraordinar. Iată în minutul 45 al partidei, numărul 4, Radu Ștefan primește al doilea galben, dar să vedem, să nu ne grăbim, pentru că tușierul semnalizează ceva. Dă fault în atac, extraordinar, schimbare radicală, iată se execută rapid, confuzie aici pe stadion, a fost deringoladă, arbitrul Sacan pierdut un pic în primă fază, a fluierat fault al fundașului Radu Ștefan și urma eliminarea acestuia pentru un al doilea cartonaș galben, dar la semnalizarea tușierului a schimbat decizia și Cugirenii au scăpat cu fața curată. Încheiem aici transmisia noastră, dăm legătura în studio, revenim după 15 minute. Pe timpul pauzei, știri nu numai din sport. Iată-ne, dragi telespectatori, din nou pe terenul din Cugir, unde va începe al doilea mitan al partidei dintre CSU Cugir și CSU Ogna Mureș.
O partidă care la pauză afișa scorul de 1-0 pentru gazde. Sperăm ca repriza a doua să aducă mai mult fotbal, deoarece nu prea s-a jucat acest fenomen pe teren, fiind foarte multe întreruperi ale jocului. A fost și o fază controversată în finalul primei reprize, unde arbitrul central a fost semnalizat de la margine pentru a nu acorda cartonașul, al doilea cartonaș galben pentru fundașul celor din Gugir, Radu Ștefan, acesta fiind faultat în atac, deci centralul a revenit asupra deciziei și a acordat lovitură liberă pentru cugireni. Cum spuneam, 1-0 pentru CSO Cugir, gol marcat în minutul 5 de George Goronea, nu Vasile, așa este. Și să consemnăm și celălalt rezultat din Liga a 4-a, unde la pauză Arena Alba Iulia contra celor de la Metalul Aiud este o remiză albă la pauză, 0-0. Îi dau microfonul colegului meu, Vasile Pop. Iată o bâlbâială acum a fundașului Goronea Liviu, probabil ceva rudă cu marcatorul golului. Acum, da, minutul 2, repriza a doua, 1-0 CSE Cugir în meciul cu CSE Orna Mureș și atacă pe partea stângă, acum Goronea, autorul golului, centrare periculoasă, spate, șut și portarul reține, a fost un șut slab pe jos, dar destul de periculos, având în vedere că a fost executat de la aproximativ 11 metri. Să spunem, cum zicea și Tudor, că meciul nu a strălucit, dar trebuie să apreciem aici jocul mai bun al echipei gazdă în comparație cu oaspeții, cu Orna Mureșenii, care nu s-au văzut mai deloc, iar coordonatorul lor de joc a avut o primă prestație în primul mitan ștearsă, fapt care s-a indus și colegilor săi de echipă. Pentru că suntem în debut de repriză secundă, să profităm de faptul că jocul nu este foarte periculos în așa măsură încât să vă relatăm ocazii mari, faze periculoase de poartă și să vă informăm, să vă spunem rezultatele de astăzi din Liga a doua, din etapa a patra a Ligii a doua. Începem cu seria 1, FC Botoșani, Faru Constanța 1-0, Delta Tulcea, Dinamo 2, București 2-0, CSE Otopeni, CSE Buftea 3-2. Iată o lovitură liberă acum pentru Orna Mureșeni de la aproximativ 40 de metri, jucătorul faultat se resimte. Deci să continuăm, Sportul Studențesc, Chindia, Târgoviște 2-1, Săgeata Năvodari, Unirea Slobozia 4-4, au stat în această etapă Dunărea Galați, FC Brăila și Rapid Suceava. În seria a doua, care ne interesează, UTA, Corona Brașov 0-1, FCM Târgu Mureș, FC Argeș 1-0, Voința Sibiu, Luceafărul Oradea 1-0, și iată o surpriză, FC Maramureș, Baia Mare, Danila Măciuca 0-1, iată că oaspeții au dat cu Măciuca la Baia Mare și au reușit să învingă cu 1-0. Mi se pare că Baia Mare joacă la Zlatna, dacă nu mă înșel, nu? Nu mai joacă la Zlatna, nu. Deci iată Măciuca, o echipă promovată recent din Liga a 3-a, dă lovitura în etapa a 4-a. La ora 16, de la ora 16 s-a jucat partida Poli Timișoara Unirea Alba Iulia. Băieții noștri au pierdut cu 4-1, dar spunea Radu Angel Barna, care a văzut meciul, că comentator, reputatul comentator de primă ligă fotbalistică, spunea că rezultatul a fost prea sever, băieții n-au jucat rău, dar au întâlnit o echipă superioară și în ultimele 20 de minute au căzut fizic, fapt care i-a făcut pe timișoreni să ajungă la un sever 4-0, iar în minutul 90, în ultimul minut al partidei, Alba Iulieni a înscris golul de onoare, 4-1, golul a fost înscris numai puțin de Mândrușcă Junior, mutat de la CFR Cluj. Revenim la meciul de astăzi, suntem în minutul 5, va repune mingea în joc portarul echipei oaspete, Țiboc, balon dincolo de mijlocul terenului, resping cu girenii cu capul, se joacă cu baloane înalte, cu lumânări, mingea se pune greu jos, degajează înalt acum cu girenii și fault în atac, fluier arbitru de centru.
Țin să te contrazic, Vic, nu este deloc o victorie surprinzătoare a celor de la Damila Măciuca, deoarece ei au reușit doar rezultate pozitive în acest debut al lor în Liga a doua. Au câștigat, dacă nu mă înșel, cu Voința Sibiu. O ocazie foarte bună și gol! Marchează dintr-o deviere foarte norocoasă pentru el, același Goronea, care a șutat în primă fază în portarul Țiboc, însă din respingerea goalkeeperului Ogna Mureșan a venit mingea în capul lui Goronea, care a stabilit scorul de 2-0. A fost o pasă ideală, o pasă printre a lui Itu, a capitanul de echipă, un jucător excelent, un mijlocaj de creație, care l-a văzut foarte bine în careu adversarilor pe Goronea, pe acest vârf de atac, care dacă și ratează, însă și înscrie, iată-l, e foarte bun, știe jocul, știe unde se plaseze, scăpa singur cu portarul, a șutat pe jos, portarul a respins, dar balonul a deviat la el și cu capul a împins-o în poartă. A fost un gol norocos, cum zicea și Tudor, dar un gol meritat și iată-l pe Goronea, pe George Goronea, făcând dubla. Iată-i nou pe atac, în atac pe Cugireni. Pe partea dreaptă, golul a fost înscris în minutul 51 al reprizei, al partidei de același Goronea, deci să reamintim. 2-0 pentru FC Cugir, cu CSU Ogna Mureș, goluri înscrise de George Goronea. Vocea mea e prea mică pentru o voce atât de mare ca comentatorului stadionului, care a anunțat același lucru. Trebuie să-i mulțumim pentru faptul că ne-a ajutat și cu rezultatele. Deci, cum spuneam, minutul 52 acum, CSU Cugir, CSU Ogna Mureș, 2-0, autorul golurilor Goronea. Minutele 5 și 51. Se pregătește o nouă schimbare în tabăra gazdelor. Numărul 14, Deaconu Sorin, e la marginea terenului, dar va mai aștepta puțin pentru că Itu, iată, pătrunde și faul, s-a cutat destul de ușor. E un faul de aproximativ 20 de metri în poziție centrală. Itu mi se pare cel mai bun jucător de până acum, sigur și cu autorul golurilor. Amândoi sunt aici pentru poziția aceasta, dar Itu a creat, Goronea a înscris. Să vedem lovitura liberă, cum se va executa și cine o va executa. Las pe Tudor să o comenteze. Același capitan, Itu, cred că va trimite balonul spre poarta apărată de Țiboc. Cum zicea și Vasile Pop, capitanul celor de la CSU Cugir este foarte tehnic și masiv, cum este și golgheterul echipei, cu 3 goluri marcate și schimbarea este făcută. Intră Deaconu Sorin, jucătorul cu numărul 14 și a ieșit jucătorul cu numărul 19, Pop Fabian, însă vă invit să urmărim această lovitură liberă. Capitanul celor de la Cugir trage foarte bine, prinde în doi timpi portarul Țiboc. Repune repede mingea în joc, este foarte izolat vârful celor de la Ogna Mureș, foarte izolat în defensiva cugirenilor. Jucătorul cu numărul 2, Cheznoiu, are un număr oarecum surprinzător pentru un atacant. Celălalt jucător cu numărul 2 din tabăra gazdă, Goronea Liviu, pasează foarte bine, însă sunt destul de atenți. Nu au fost greșeli mari în defensiva celor de la Ogna Mureș. Acum deschide foarte bine pe partea dreaptă jucătorul cu numărul 7, Neagu, intrat pe parcursul primei reprize și au scos un corner. Noul intrat de Acunu Sorin a scos o lovitură de la colț pentru formația din Cugir. Se duce să execute jucătorul cu numărul 7, Neagu. Va fi probabil o centrare la care atacanții, jucătorii, mai bine spus, celor de la Cugir vor încerca să trimită mingea pentru a treia oară în această partidă în poarta apărată de nefericitul, putem să-i spunem, Țiboc Enea. Așadar, lovitură de la colț executată de Neagu, centrare foarte bună la colțul scurt, resping fundașii Ogna Mureșeni. Se bubuie balonul, mingea sare, însă Radu Ștefan este atent, după care jucătorul cu numărul 16 trimite la portarul Lăncrânjan, Tăban a trimis pentru Lăncrânjan, acum Tăban la balon pentru Goronea, care pasează pentru Itu. Itu ține foarte bine de minge, foarte tehnic acest jucător. Desfac jucătorii de la Cugir, însă eu îi înmânez microfonul colegului meu, Vasile.
Minutul 10 a reprizei secunde, scorul 2-0 pentru gazde, care sunt, trebuie să o spunem, net superiori. Oaspeții au o prestație subțire astăzi și ca atare se văd conduși cu 2-0. Iată, din nou o fază ce se anunță periculoasă, dar au respins în corner oaspeții. Să completăm la rezultatele pe care vi le-am spus în seria a doua, că mâine de la ora 12 se va juca meciul FC Bihor FC Olt și în această etapă au stat echipele CSM Râmnicu Vâlcea și CSM Ioveni. Lovitură de colț de partea dreaptă în direcția de atac a gazdelor, se pregătește să execute Neagu, execută cu piciorul stâng. Aglomerație mare în careu, centrare înaltă, cap însă pe lângă poartă. A fost o fază periculoasă, dar lovitura de cap a fost defectuoasă. Șuteu a dat cu capul, ca să zic așa, a șutat cu capul Șuteu, dar mingea a trecut pe lângă stâlpul din dreapta portarului oaspete. Minutul 55-56 în aceste momente, în continuare 2-0 pentru gazde, degajează portarul Orna Mureșenilor, înalt, dincolo de mijlocul terenului, respinde Dan Adrian acolo, tot e la minge acum, în vălmășală la mijlocul terenului. Mingea ajunge la Cugireni, care însă degajează în aut, a fost, mai bine zis, o pasă defectoasă și Cugirenii vor arunca de la margine. Se pregătește să execute Liviu Goronia, care iată acum e pe post de fundaș stânga, dă în spate la colegul său de defensivă. Mingea se mută pe banda dreaptă și Cugirenii încet, încet construiesc un nou atac. Pasă frumoasă la numărul 20. Excelent a fost găsit Goronia, singur spre poartă, dar respinge extraordinar cu piciorul portarul Țiboc. Faza încă nu s-a răcit, însă acum resping în cele din urmă jucătorii de la Orna Mureș. Cugirenii din nou în atac pe partea stângă. Goronia, Liviu la balon, încearcă un triplic, 1-2 cu colegul său de echipă cu Itu, dar balonul iasă în aut și e margine pentru gazde. Execută același Liviu Goronia. Jocul e undeva în colțul terenului, partea stângă, fault evident și lovitură liberă pentru gazde. Un fault stupid, a zice, pe cât de stupid, pe atât de dur. A fost o împingere neașteptată de tare. N-am înțeles de ce, poate oaspeții supărați că sunt conduși 2-0 și văzându-se neputicioși, apelează și la astfel de procedee deloc în conforme cu fotbalul. Deci lovitură liberă de partea stângă, un corner mai mic, centrare periculoasă în fața poartei, boxează defectos portarul, dar cap peste poartă acolo. A fost nou intratul Diaconu, care a dat cu capul, a preluat cu capul mult peste poarta adversă. Scorul este de 2-0 în continuare așadar, dar se putea foarte ușor să fie și mai categoric. Oaspeții, chiar dacă la început spuneam că e unul dintre derbiurile etapei a patra, nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor, au prestat până acum un fotbal de proastă calitate, un fotbal modest, un fotbal care până la urmă arată faptul că ei totuși au venit din Liga a 5-a și că e prea mult spus un derby între CS Orna Mureș și CS Cugir, chiar dacă după primele etape n-au înregistrat nicio înfrângere, au două victorii și două egaluri, nu? Tudor. Cum spunea și colegul meu Vasile, oaspeții de astăzi sunt în pragul de a suferi prima înfrângere din acest sezon. Cugirenii se instalează după acest meci în postura de principala candidată la promovarea în Liga 3-a. Să sperăm că va fi o promovare de această dată, ei terminând, cum am spus, ultimele două sezoane în spatele formațiilor, terminând pe locul al doilea. Fotbalul de astăzi răsplătește pe cei care îl joacă cu respect și fair play și sperăm ca să fie un meci foarte bun și în această parte secundă. Un joc prost, putem spune, pentru echipa oaspete. Orna Mureș nu a contat deloc în atac, portarul Lâncrânjan nu a avut, a șomat în această zi.
Și se vede și pe tabela de scor, Ogna Mureș este condusă cu 2-0. Acum o bâlbâială în defensiva cugireană care trimite balonul în afara terenului. Mingea este recuperată de cei care se află în tribuna, oarecum prost amenajată. Vedem și un banner cu Salvați Roșia Montana acolo. Au repus mingea în joc în amureșenii, însă fără nici... Ba da, au recuperat balonul, însă mingea revine celor de la Cugir, care pleacă pe contraatac. Goronea foarte, foarte tehnic, acest jucător, nu prea altruist, repun mingea repede în joc. Noul, de fapt, primul intrat, Neagu, pasează pentru Goronea Liviu, care centrează destul de bine și Diaconu reia din nou cu capul spre poarta adversă, dar fără niciun rezultat pe tabelă. Ca de obicei, oaspeții bâlbâie balonul la mijlocul terenului și nu aduc nimic nou pe tabelă, mai ales în jocul lor. Lâncrânjan pune puțin piper pe această minge, a bubuit-o aiurea, însă reușesc să scoată una de la margine gazdele. Diaconu se pregătește, nu, lasă mingea în spate pentru jucătorul cu numărul 16, dacă nu mă înșel, Tăban Andrei. Pasează pentru Dan Adrian, decarul celor de la Cugir, revine mingea la el. Am văzut jucători foarte tehnici astăzi, mai ales în echipa Cugirului. Iată un faul dur, lasă legea avantajului arbitrul, un dribling, șut și prinde Țiboc. A șutat, cred că, dacă nu mă înșel, același Goronea. A fost un plonjon de, pentru fotograf al lui Țiboc. Goronea a șutat, dar a fost o fază creată de numărul 10, care așa cum mai la minge, Dana Adrian, iată o pasă bună acolo, extraordinară greșeală a portarului, dar scapă cu fața curată. Ogna Mureșenii sunt subțiri și în defensivă, sunt subțiri și la mijloc. Poate că în ofensivă au mai arătat ceva, dar fragil, subțire de tot. După cum spuneam, creierul care ar fi trebuit să fie numărul 10 de la Ogna Mureș, Evora Deperiat, a jucat astăzi fără vlagă, a avut o prestație modestă, iar colegii săi de echipă, văzându-se fără creator, n-au făcut nimic în plus, s-au aliniat prestația acestuia și de aici a ieșit un joc confuz, fără orizont, fără idei și fără niciun fel de construcție. De altfel, trebuie spus că în dreptul echipei oaspete nu am notat nicio fază notabilă, nicio ocazie clară de gol. În schimb, gazdele au fost în nenumărate rânduri periculoase, au înscris și de două ori, dar puteau să o facă în alte 3-4 rânduri. Meciul este întrerupt, acum s-au acordat îngrijiri medicale unui fotbalist accidentat, se aruncă acum de la margine, nu? Din nou se întrerupe, arbitru a fluierat, da? Cugirenii sunt la balon, minge la goalkeeperul Cugirean. Este pasată pe stânga în direcția de atac a gazdelor. E la balon numărul 4, Radu Ștefan, care putea fi foarte bine la cabine acum dacă arbitru nu schimba o decizie oarecum surprinzător chiar în finalul primei reprize, atunci când la un contraatac al oaspeților vârful echipei din Ogna Mureș s-a ciocnit cu numărul 4 de la Cugireni, cu acest Radu Ștefan. Arbitru a fluierat în prima fază fault pentru oaspeți și automat s-a îndreptat spre fundașul Cugirean să erate al doilea cartonaș galben, dar mai apoi la semnalarea tușierului, a asistentului de pe partea dreaptă în direcția de atac a Cugirenilor acum, și-a schimbat decizia. A arătat fault și lovitură liberă pentru gazde și astfel Radu Șerban a rămas, Ștefan a rămas în teren. Mingea acum la Cugireni, care a recuperat la mijlocul terenului, pe partea dreaptă, la numărul 16. Numărul 16 fiind Tăban Andrei, a trimis, acum mingea la Itu, triplează, pasează excelent, Itu șut, însă respinge defensiva din Ogna Mureș și pornește acum la contraatac. Să vedem în sfârșit o fază bună la numărul 8. Itu Lucian. Nu am greșit, Itu Lucian, e dincolo, Cotoară, Gabriel, ne mai
grăbim și noi, mai greșim, pasă în spate. O, ce preluare defectuoasă. Încearcă un tripling și nu iasă decât un out, și acela în favoarea cugirenilor. Nimic nu arată astăzi jucătorii oaspeți. Probabil că n-au prins ei o zi de cele mai fericite și vor încerca să facă în așa fel încât să nu se mai majoreze scorul de pe tabela de marcaj. O nouă schimbare acum, de data aceasta, în tabăra Orna Mureșeilor, a intrat numărul 6 de la Lupșa. Lepșa genul în locul lui, Tudor Codo Mihai, numărul 17. Aruncă cu gine de la margine, este minutul 65 spre 66 chiar. Iată pe Periat, în sfârșit o pasă excelentă în care și nu se acordă penalti, a căzut ușor într-adevăr jucătorul de la Orna Mureș, nu se putea acorda penalti, prea ușor a căzut, în sfârșit poate a fost un pic împins, dar arbitru nu a acordat nimic. Atacă cu Girenii, excelent, excelent, a încercat acolo, dar au respins fundașii de la Orna Mureș și scorul rămâne în continuare 2-0. Cu siguranță colegii noștri pregătesc și faza la care atacantul celor de la Orna Mureș, Cheznoiu, a căzut în careul advers. Vom vedea dacă a fost ceva contact, însă același Cheznoiu este angajat. Foarte bătăios acest Cheznoiu, un jucător destul de scund, însă foarte bătăios. Dacă în prima repriză nu l-am văzut, nu i-am văzut deloc pe antrenorii celor două echipe să fie agitați. Iată, acum îl văd pe domnul Emil Țâmpia făcând semne către jucătorii săi să înainteze spre poarta apărată de Țiboc. Cred că vrea mai mult de o fază, acela Goronea, se oprește jocul. Un fault aproape de mijlocul terenului și se acordă galben pentru nou intratul Lepșa Gelu. Cum spuneam, o echipă a cugirului foarte bine aranjat. Am văzut o succesiune de pase dintr-o bucată. Au fost foarte multe pase de acest gen și multe acțiuni coordonate de capitanul Itu Lucian, care a fost jucătorul faultat în această fază. Se pregătește să execute lovitura liberă de această dată jucătorul cu numărul 10, Dan Adrian, care pasează scurt aproape de el pentru jucătorul cu numărul 5. Este vorba despre Șuvaina Cosmin. Se acordă o lovitură liberă pentru Orna Mureșeni pentru faultul lui Diaconu Sorin. Timpul se scurge încet și sigur spre o victorie a cugirenilor, spre avantajul acestora. De altfel, trebuie spus, am mai și repetat-o în vreo două, trei rânduri pe parcursul acestei partide, cugirul a jucat mult mai bine, gazdele și-au arătat clasa în fața unei formații pierdute, parcă pe acest stadion nu s-a regăsit deloc. Și asta și din cauza numărului 10 de la Orna Mureș, Periat, care a avut o prestație modestă. Atac acum partea dreaptă cu Giru, pericol în care ușut, respinge însă în corner, fază foarte periculoasă, ratare imensă, un aproape 3-0 sigur. Goronea, același Goronea, a scăpat în careu, a preluat o minge lăsată în urmă de un coleg și apărarea defensivă a oaspete a respins în corner. Lovitură de colț, Neagu execută, ca de fiecare dată de când a intrat, de pe partea dreaptă, direcția de atac a gazdelor. Centrare periculoasă, portarul boxează, portarul Țiboc nu e prea sigur pe el, de fiecare dată când, cel puțin la mingile înalte, a boxat, a preferat să boxeze în locul unei prize sănătoase. Orna Mureș încearcă marea cu degetul, un atac pe partea dreaptă, noul intrat care a ieșit la cartonaș galben, Lupșe, dar pierde balonul Itu la 20 de metri, poartă șut deviat și va fi din nou corner, nu reușește să prindă balonul Țiboc. Nu, în doi timp, foarte multe mingi a bâlbuit portarul, însă nu putem să-i amputăm niciun gol în această dupămasă. A fost acolo unde a trebuit să fie apărat de fiecare dată, cu toate că a făcut-o cu o nesiguranță. Iată un nou contraatac inițiat de cugireni, Diaconu, un jucător destul de tehnic și el foarte bine ține balonul, pasează în centru pentru Neagu. Neagu șutează puțin peste poartă, a fost un șut bun și o acțiune foarte bună a lui Diaconu, cel care a inițiat această incursiune în partea dreaptă a gazdelor, a cugirenilor. Foarte
foarte mobilă această parte dreaptă, cu jucători care dispun de viteză și tehnicitate destul de lărgită. Țiboc va repune mingea în joc foarte, foarte, foarte repede pentru Rațiu. Sunt foarte aproape de a recupera balonul cu Gireni, însă, cum spunea și colegul meu Vasile, multe lumânări am văzut din partea ognamureșenilor în această dupămasă. Out pentru Cugir de această dată. Tăban a scos această lovitură de la marginea terenului. Pasează repede pentru jucătorul cu numărul 4. Nu, a fost jucătorul cu numărul 5, Șuvaina. Și Radu Ștefan acum inițiază o acțiune. Pasează foarte bine pentru Neagu, care preia dintre doi adversari. Pasează pentru Itu, care îl deschide foarte bine pe Goronea. Să vedem centrarea acestuia, preluarea a fost cam slabă. Reușește să-l întoarcă pe jucătorul cu numărul 5 din tabăra oaspeților Rațiu. Și Pereat, Vasile a spus că a fost factorul principal pentru care ognamureșenii nu au dezvoltat nimic în această partidă. Iată o izbucnire a antrenorului cugirean, Emil Țâmpea, însă acesta se calmează repede. Eu aș spune, Vasile, că acest Pereat nu este factorul principal, deoarece nu a fost ajutat de foarte multe ori, nu a fost ajutat de colegii săi. O deschidere din partea lui Itu semnalizează artușerul o poziție de offside a jucătorului cu numărul 19, dacă nu mă înșel. Este vorba despre Pop Fabian a ieșit, era cred că jucătorul cu numărul 20, Șuteu. Ne aflăm în aceste momente în minutul 25-72, minutul 72, în continuare 2-0 pentru CS Cugir în partida cu CS Ognamureș. Meciul s-a mai liniștit, fazele de poartă nu mai abundă, dar e clar că primăvioară continuă să fie echipa gazdă, care pasează cu dezvoltură, domină terenul, adversarul, se găsesc jucătorii cugireni excelent. Acum m-au contrazis, au pierdut balonul, Ognamureșul încearcă un timid atac, dar resping cugirenii și e out, este out pentru CS Ognamureș din propria jumătate de teren, din marginea de lângă vanionul, din colțul terenului de pe partea stângă în direcția de atac a echipei gazdă. Mingea a ieșit, se așteaptă o alta care vine. Meciul, partida îl încejește, mai sunt încă aproximativ 15 minute. Soarele apune, probabil că și oboseala spune cuvântul. Poziția fizică nu e una dintre unul din punctele forte ale echipelor de Liga a 4-a. Iată pe cugireni la mijlocul terenului, e out din nou pentru ei. Faze confuze, fără orizont la mijlocul terenului. Și principalii vinovați de acest lucru sunt jucătorii ognamureșeni, care dacă în prima repriză au mai arătat cât de cât ceva, în cea de-a doua am putea zice că au lipsit cu desăvârșire aproape din terenul advers, au preferat să se apere, probabil că nu pot mai mult astăzi, au întâlnit un adversar mai bun, fără discuție că așa este, se vede la televizor, asta puteți vedea clar, echipa care domină, care controlează jocul este echipa gazdă. Iată și acum încearcă un atac pe partea dreaptă, o pasă excelentă, pătrundere frontală, mingea este la autorul celor două goluri, Goronea pasă în spate, jucătorii cugireni temperează, sunt mulțumiți cu rezultatul și pasează la mijlocul terenului, fac o miuță de mijloc, oaspeții fug mult, dar fără folos, mai puțin cu mingea și acest lucru se observă, se simte și în prestația lor, obosesc, au obosit și cred că, iată cum o pasă periculoasă, lob și 3-0! Excelent, excelent, nu, offside, de la margine s-a semnalizat offside, nu a fost gol, a fost, dar n-a fost validat,
Scorul rămâne 2-0 și suntem acum în minutul 45-75. Mai sunt 15 minute până la sfârșitul partidei și iată un jucător cu geam la pământ s-a accidentat. Au apărut criceii oare cam de vreme sau a fost un contact cu un adversar, rămâne de văzut. Meciul e întrerupt și se efectuează o nouă schimbare la CSU Namureș. Intră Alex Andreea și iasă Tașca Iuliu. Jucătorii profită pentru o gură de apă, pentru a lua o gură de apă, pentru a se reîmprospăta. Meciul n-a fost unul foarte bun, de calitate, însă s-a jucat cu insistență, cu trup și suflet. Jucătorii au dat cam tot ce au putut. De partea gazdelor a fost eleganța și tehnica superioare, de partea oaspeților lupta acerbă pentru balon, însă fără orizont, a fost un joc mediocru, nici măcar satisfăcător cel prestat de echipa din Orna Mureș, care a repus mingea în joc și are balonul în propria jumătate de teren. Pe partea dreaptă pierd balonul însă repede și cu girenii Itu pasează pe stânga, excelent, dar pierde balonul acolo numărul 11 de la gazde, noul intrat Iovănescu, nume de fotbalist, nu joacă. Iovănescu a intrat în locul fundașului Radu Ștefan, care a acuzat de niște durere la mijlocul terenului, și să profităm de această ocazie, de această întrerupere de joc. Să spunem că este a doua premieră pentru o televiziune, pentru televiziunea județeană Alba TV, după ce a transmis integral și în exclusivitate meciul din Supercupa, prima ediție a Supercupei Asociației Județene de Fotbal Alba. Iată primul meci din Liga 4 transmis pentru telespectatorii din întreg județul Alba. Sperăm să fie cât mai multe, sperăm să avem câte un meci pe etapă. Ne dorim acest lucru și vrem să susținem fotbalul județean, să-l mediatizăm, însă mă opresc pentru a vedea acest contraatac a celor de la Cugir, care au plecat foarte bine. Jucătorul cu numărul 11 parsează pentru Goronia. Goronia și este gol! Hat-trick! Goronia George! Hat-trick! Este minutul 79 și Goronia își trece al treilea gol în dreptul său din acest meci. Foarte bună pasa noului intrat Iovănescu, care a profitat de acest contraatac și a pasat pe culoar foarte bine pentru eroul acestei partide, aș putea spune, pentru Goronia, care a marcat golul cu numărul 3 al său în acest meci, stabilind probabil scorul final, însă mai sunt până la parcurgerea celor 90 de minute, mai sunt aproximativ 11 minute, cu eventualele prelungiri vom avea un sfert de oră în care să vedem dacă Ogna Mureșenii vor încerca să aducă și ei ceva pe tabela de marcaj. Scor de reprezentare pe stadionul din Cugir, cu Goronia la pupitru, acest excelent vârf aflat astăzi într-o zi fastă, a reușit un gol superb după o pasă excelentă primită de la coechipierul său, a intrat în careu și a schimbat elegant direcția balonului cu vârful bocancului, lăsându-l mască pe portarul Țiboc, care, în opinia mea, e pe jumătate vinovat de primirea acestui gol, nu-i permis să iei un gol așa simplu. Ogna Mureșenii pierd nou balonul ușor și cu girenii nou pe contraatac, fază ce se anunță periculoasă, ce poate, centrare excelentă și la un bocanc de 4-0 a fost șuteu, la un bocanc de 4-0 după o pasă excelentă primită în careu de la Iovănescu. Nou intratul Iovănescu, cu nume de fotbalist, dacă cei mai în vârstă își aduc aminte de Iovănescu, care juca la FC Argeș alături de Dobrin, echipa de aur a piteștenilor, iată o nouă schimbare, ultima la Cugireni, iasă Itu, excelent pentru parcursul partidei,
care este înlocuit de Valentin Mihu. Deci a ieșit capitanul de echipă, un om de mijloc excelent, capitanul echipei, creierul și sufletul acestei echipe, care și-a condus echipa spre o prețioasă și netă victorie. Urna Mureșenii încearcă timid, puțin zis, să creeze un atac, să încerce să pună pericol tabăra adversă, dar nici vorbă. Pereat în sfârșit o pasă bună la nou intratul cu numărul 6, Lepșa, dar Lepșa n-a reușit mai nimic, se vede treaba că nu degeaba stă pe banca de rezerve. Va rezulta totuși acum un out pe partea dreaptă în direcția de atac. Pierd ușor balonul și cu girenii pornesc tăios pe un nou contraatac. Și-a lungit puțin mingea, însă atacantul cu girenii și-a pierdut balonul. Joc încălcit, Pereat la balon, pasă prea lungă în adâncime și nu iasă nimic, balonul ajunge în brațele portarului Lâncă. Și după ieșirea capitanului Lucian Itu, marcatorul celor trei goluri, Goronia George este însărcinat cu banderola de capitan, însă iată un nou atac a celor formidabil. Ce acțiune, Șuteu! Păcat de această acțiune finalizată de Șuteu cu un șut dezastruos. A fost o acțiune foarte bine inițiată de el, a driblat mai mult de 4 jucători Ouna Mureșeni, însă nu a reușit să împingă mingea în poarta nefericitului Țiboc. Probabil a șutat cu piciorul pe care doar... Așa este, așutat cu neșuteul, cum spune colegul meu Vasile. O nouă schimbare să anunțăm și la formația oaspete. Iese cu numărul 5, dacă nu mă înșel, Rațiu, și este înlocuit de jucătorul cu numărul 7, Nemeș. Recuperează foarte repede balonul cu Gireniu. Un faul la mijlocul terenului, destul de nug. Destul de dur recepționat Neagu acest fault. Cum spunea și cranicul stadionului, vinovat de acest este doar George Goronea, care și-a scris numele de 3 ori pe tabelă. Iese la marginea terenului pentru a primi îngrijiri medicale Neagu, care acuză o lovitură în zona coastelor. Primește celălalt Goronea din acest meci, mingea. Pasează pentru Dan Adrian, care ține bine, foarte bine ține balonul. Trimite în spate pentru Șuvaina, reprimește Șuvaina de la Deaconu, dacă nu mă înșel. Nu a fost Deaconu, a fost Tăban. Și cel care a fost accidentat în urmă cu puțin timp, Neagu, pasează pentru Goronea, după care mingea ajunge la Adrian, revine mingea la Neagu, pasează pentru Șuvaina. Țin foarte bine de minge cu girenii, este și permis la acest scor să țină balonul cât mai departe de cei de la Ouna Mureș. Deaconu este faultat la marginea terenului după o pasă lungă a lui Șuvaina și repun mingea repede. Goronea pasează pentru Deaconu, care centrează în fața porții, nu ajunge mingea la nimeni și va fi repunere din colțul careului mic al celor de la Ouna Mureș. E minutul 84 al partidei, 3-0 pentru gazde, putea fi însă foarte ușor 5-6-0. Trebuie să-mi spus, însă spus că Șuteu a făcut faza meciului când acum 2-3 minute a luat mingea de la mijlocul terenului, a triplat tot ce a stat în cale, a profitat și de slaba prestație a întregii defensive adverse, a ajuns în careu față în față cu portarul, dar Șuteu nu și-a respectat numele și a șutat dezastros, cum zicea și colegul meu, a șutat foarte slab la 3 metri de poartă, de la aproximativ 6-7 metri. Oricum, faza a fost excelentă, a fost o sclipire a mijlocașului cu Gigian, care până acum a avut o prestație șteansă, dar cu această fază și-a spălat păcatele, dacă se poate spune așa.
minutul 85 așadar, 3-0 pentru FC Cugin în partida cu FC Ogna Mureș. Gazdele sunt stăpâni pe situație, se află în propria jumătate de teren, pasează la mijlocul terenului, o pasă acum, e un stil aparte, un stil excelent, o abordare inteligentă a partidei. Se vede că antrenorul știe anume ce, că pasează lateral, pasează domol, își adorm adversarul pentru ca imediat mai apoi să verticalizeze și să paseze pe culoare bine gândite și astfel să creeze situații de mare pericol în tabăra adversă. Așa s-a petrecut de fiecare dată când Goronia a reușit să înscrie cu girenii, poate la mai puțin la primul gol când a fost o fază mai elaborată în atac. Iată cu o nouă pasă, greșeală mare a defensiei, scapă singur cu portarul pe dreapta, nu șutează, pasă în spate la același Goronia, șut și 4-0. Extraordinar! Minutul 87 al partidei, 4-0 de 4 ori Goronia. Extraordinar! Goronia și prietenul său Șuteu, care face astăzi 31 de ani, trebuie să dea o bere colegilor, pentru că a înscris 4 goluri, nu mai frumos decât celălalt. Ogna mureșenii sunt la pământ. Și comentatorilor trebuie să dea o bere pentru cum a fost ovaționat la aceste goluri. Bineînțeles, noi glumim și consemnăm o nouă schimbare a celei de la Ogna Mureș. Intră cu jucătorul cu numărul 18 și iasă de această dată jucătorul cu numărul 4, Văidă Sigan Sergiu. Foarte altruist jucătorul cu numărul 11, este vorba despre Iovănescu, cel care a pasat pentru golul al treilea pentru Goronia. Iată și de această dată îi servește din nou balonul pe tavă, acesta îndeplinind simpla formalitate de a înscrie. Goronia astăzi, 22 septembrie, marchează al patrulea gol, jucătorul cu numărul 17 a celor de la Fugir. Stabilește probabil scorul final la 4-0, însă, cum spune și colegul meu, să nu ne primim, mai sunt circa 5 minute cu eventualele prelungiri arătate de la margine și cugirenii pleacă din nou în atac prin Tăban, care pasează pentru noul intrat cu numărul 9, dacă nu mă înșel, da, el este, după care mingea ajunge la Dan Lucian, pasează pentru Mihu, Neagu nu grăbește și pasează în spate pentru Șuvaina, care îl deschide foarte bine pe Tăban, Tăban ajunge la balon, ajunge și centrează, lasă mingea în spate și este Iovănescu, 5-0! Iovănescu marchează pentru 5-0, așadar mă contrazice acest Iovănescu, în minutul 89 marchează pentru 5-0, un scor neverosimil încasat de formația din Ogna Mureș, foarte bună incursiunea lui Tăban pe acea parte, centrare foarte bună în mijlocul careului, Neagu sare pur și simplu peste balon, foarte bună coordonarea dintre jucătorii CSO-ului din Cugir, după care Iovănescu a împins mingea în poartă, stabilind scorul la 5-0 pentru formația din Cugir. Minutul 89, așadar 5-0 pentru CS Cugir, oaspeții sunt la pământ, antrenorul ar putea arunca prosopul, nu mai fac nimic, se vede evident pe ei că nu mai pot, condiția fizică nu le permite. În schimb, cugirenii pasează cu dezvoltură și în ultimele 10 minute de fiecare dată când au atacat poarta, au atacat-o periculos, oaspeții căzând pur și simplu. Apărarea oaspeților nu mai poate face nimic. Din nou, iată un atac ce se putea anunța, ce putea fi periculos. Au scăpat însă cu fața curată de data aceasta Ogna Mureșenii, e minutul 90 și probabil că arbitru, dacă ar fi băiat cum să cade, ar fluiera mai repede, pentru că 5-0 e un scor sec, foarte mare, dar exprimă cu totul și cu totul realitatea din teren. Din nou cu girinii la balon, pierd mingea, Ogna Mureșenii parcă se tem de ea, nu reușesc să țeasă două pase, pierd din nou balonul și din nou atac al gazdelor. Pe partea stângă, Iovănescu, nu? Numărul 20, dacă nu mă înșel, ia, trec cu mingea printre picioarele unui adversar,
Neagu acum la balon, pasează la mijlocul terenului la Dan Adrian, care o trimite mingea mai departe, pe partea dreaptă. Cugiru face spectacol, pasează dezinvolt, lejer, și oaspeții de astăzi ai Cugirului nu fac decât să urmărească cu resemnare modul în care aceștia, iată o pasă excelentă pe stânga, dar pierde întâlnirea cu mingea, șuteu, și se irosește o nouă oportunitate a gazdelor. Dan Adrian din nou la balon, pasează excelent pe dreapta, aerisește jocul, pasă pe extremă dreaptă, balonul însă se pierde și revine la CS Orna Mureș, dar băieții din Orna Mureș au avut astăzi o prestație lamentabilă. Am intrat în prelugiri și eu de pe acum vă spun la revedere și vă mulțumim, eu și Tudor, că ne-ați ascultat și ați fost alături de noi la acest meci, și îi dau microfonul lui Tudor să vă spună și el două, trei cuvinte. La revedere! Să menționăm faptul că arbitrul a arătat din mână de această dată, pentru că nu dispune de tabelă de schimbări, tabelă de indicată, minutele de prelungire, a arătat numai puțin de 3 minute de prelungire, atâtea sunt normale, neexistând incidente la acest meci, și eu aș remarca două aspecte interesante în această partidă. Faptul că George Goronea a marcat cele patru goluri din 5, unul fiind marcat de Iovănescu în acest meci, și faptul că Ogna Mureșul nu a șutat nici măcar o dată la poarta apărată de Lăncrânjan, o centrare înaltă în careul celor de la Ogna Mureș. Neagu recentrează mingea și cât de aproape, însă Ogna Mureșenii reușesc să respingă balonul și scot, dacă nu mă înșel, da, o lovitură de la marginea terenului. Va fi un aut executat de Cugiră. Arbitrul inspectează ceasul, probabil mai sunt câteva momente din această partidă și măcelul se va termina. Un 5-0 meritat de această dată de către CSO Cugiră, care a controlat jocul de la cap la coadă, și probabil Emil Țâmpia este foarte mulțumit de prestația elevilor săi și în special prestația atacantului Goronea, care a marcat mai puțin de 4 goluri. Putem să spunem că a fost ca și George Țucudian, care în partida cu Iașul a reușit la fel 4 astfel de goluri. Însă meciul nu s-a terminat. Deaconu se află în partea dreaptă, întoarce foarte bine un adversar. Urmează o centrare, mingea ajunge la Neagu, care recentrează pentru Iovănescu. Neagu, și este 6-0! Gol marcat de Neagu! Neagu, pot să spun de această dată, stabilește scorul final, deoarece au rămas foarte puține secunde din acest joc. Este deja minutul 93 și probabil la următoarea repunere a balonului în teren, arbitrul va fluiera și finalul meciului. Însă reamintim telespectatorilor noștri, Goronea a marcat de 4 ori, 4 goluri consecutive, Iovănescu a dus scorul la 5-0 pentru formația din Cugir, urmând ca în minutul 93 să marcheze Marius Neagu, un joc foarte bun făcut de Neagu, care a sărit și peste mingea pentru Iovănescu, și este punct final. Punct final. CSO Cugir, CS Ogna Mureș, 6-0, Goronea cu 4 reușite, Iovănescu cu un gol marcat și ultimul gol marcat de Marius Neagu, care, iată, acum jucătorii se îndreaptă spre tribune, salută tribunele, iar noi, eu, Tudor Stan, împreună cu colegul meu Vasile Bob, vă spunem la revedere și nu uitați, Alba TV vă va transmite cât mai multe meciuri din Liga 4. La revedere, rămâneți alături de Alba TV!